două sacramente sau taine ale bisericii, preoția și căsătoria, conferă un har special pentru o misiune deosebită în biserică, în slujba edificării poporului lui Dumnezeu. Ele contribuie în mod deosebit la comuniunea eclezială și la mântuirea celorlalți. Anul Sfintei Preoții, iunie 2009-iunie 2010, a fost deschis în parohia Sfânta Fecioară Maria Regină, din București, printr-o sfântă liturghie solemnă, în cadrul căreia părintele de acon, Sebastian Vârgă, a primit sacramentul preoției prin impunerea mâinilor episcopului auxiliar de București, Monsenior Cornel Damian. Iar miercuri, 24 iunie, în solemnitatea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, a avut loc la Iași, în Catedrala Romano-Catolică, ridicarea la treapta preoției a 21 de diaconi, 7 pentru dieceza de Iași, 10 pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali și 4 pentru Ordinul Fraților Minori Capucini. Cei 21 de candidați au fost hirotoniți prin impunerea mâinilor arhiepiscopului Francisco Javier Lozano, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. La Sfânta Liturghie celebrată de nunțiul apostolic au luat parte episcopul de Iași, preasfințitul Petru Gherghel, preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău și, nu în ultimul rând, preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București. Au fost prezenți de asemenea superiori ai celor două ordine franciscane și numeroși preoți și persoane consacrate din țară și din străinătate, autorități locale, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, dar și numeroși credincioși, rude și prieteni ai celor 21 de candidați. Prin prezența atâtor preoți la această celebrare, înscriem o primă pagină în anul Sfintei Preoții pe care l-am început de curând, a precizat episcopul de Iași. Eva Petrică Cristinel, din parohia Adormirea Maicii Domnului, Mircești, pentru provincia franciscană. Prezent. Fechete Daniel, din parohia Coborârea Duhului Sfânt al Șudeni, pentru provincia franciscană. După proclamarea Evangheliei, candidații au răspuns prezent la auzirea numelui și au făcut un pas în față, așa cum prevede ritualul consacrării. După cuvântul de învățătură al nunțiului apostolic, diaconii au declarat înaintea poporului că vor să-și asume misiunea preoției și au promis ascultare și respect episcopilor și superiorilor lor. S-au prosternat cu fața la pământ și s-a cântat litania tuturor sfinților. A urmat impunerea mâinilor și rugăciunea de consacrare. Cei hirotoniți au îmbrăcat hainele preoțești, iar mâinile le-au fost unse cu Sfânta Crismă. Apoi le-au fost înmânate pâinea și vinul și au primit sărutul păcii. Încredințându-le patena și potirul în timpul celebrării liturgice, nunțiul a spus fiecărui candidat: primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși. Fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Darul pe care l-au primit este mare. Vor trebui să-l dea pe Hristos fraților lor, să-l predice, să dea mărturie despre el, să împartă tainele sfinte, să vorbească despre frumusețile lui Dumnezeu.
Custodia fraților minori capucini, cu sediul la Unești, a trăit astăzi un moment important împreună cu ceilalți candidați diecezani și conventuali, pentru că a avut patru frați consacrați preoți, un moment de bucurie, un moment de har din partea lui Dumnezeu, în primul rând pentru noi, ca și ordin capucin, dar pentru întreaga biserică. Acești frați ai noștri vor activa aici în țară, fie la Sanctuarul Fericitului Ieremia sau în celelalte prezențe ale noastre prin țară. Aș dori ca în numele provinciei franciscane să-mi exprim profunda bucurie de a avea aici, în Catedrala din Iași, încă 10 frați care au primit sacramentul preoției. 8 vor merge și vor activa în străinătate. 2 sunt pentru Ghana, 1 este pentru Portugalia, 1 pentru Germania. Alții sunt pentru Italia și câțiva pentru studii. Sunt 21 de absolvenți din seminarul nostru teologic, din cadrul provinciei Sfântul Iosif a Franciscanilor Minori Conventuali și din partea familiei părinților franciscani capucini. Este o bucurie că în mijlocul nostru, la această sărbătoare, a venit nunțiul apostolic, reprezentantul Sfântului Părinte, cu un cuvânt de încurajare, cu acel moment al consacrării și cu binecuvântarea pe care el ne-a adus-o de la Sfântul Părinte. Îl rugăm pe Dumnezeu, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Sfântului Ioan Botezătorul, să aibă aceștia cu adevărat o misiune binecuvântată, plină de roade.